Ok, salutare tu și bine am regăsit în urmă, sunt taxe, și după cum e deși în și în thumbnail, ei bine veți, astăzi ne aflăm din nou pe Kiddero, cu o balanță de 1191 de dolari și astăzi, băieți, o să încercăm să facem profit și o să deschidem mai multe cutiuțe. Deci, da, înainte tot, aș vrea să vă rog pe toți băieți să folosiți promo codul la Excel cu DD pentru un plus de 10% la depozit, vă ajută și pe voi și mă ajută și pe mine și așa mai multe pentru clipuri de genul. Aveți diferite metode de plată, le puteți vedea aici, Uh, puteți să schimbați și uh, currency nu știu, să pun pe euro, dar cred că nu are diferență pentru că cred că sunt tot același prețuri. Mă arată mai futuristic așa cu euro, după părerea mea. Deci, uh, da, avem 1000, 1200 de euro. Uh, nu uitați că dacă vă înscrieți, uh, de fapt nu dacă vă înscrieți, pardon, dacă, dacă depozitați uh, cu promo codul meu aveți și șansa să vă înscrieți la giveaway pe care îl hostez în momentul de față, uh, avem în momentul de față la giveaway un Huntsman Knife Urban Mask Battle Skirt, da? Avem în de față doar 3 persoane uh, înscrise, dar vă puteți înscrie și voi cu cât depozitați mai mult, cu atât aveți mai multe șanse. Uh, Skin-ul ăsta îl puteți câștiga foarte ușor dacă depozitați, o să fie extras total random și în caz că nu vă convine skin dacă nu vă jucați ce sau așa, puteți să scoateți efectiv pe bani Avem aveți la celelalte clipuri care nu sunt uh, uh, Kidrop related, ca zic așa aveți un link unde vă puteți scoate skinurile practic pe bani reali, pe PayPal, fără verificări, fără căcaturi. Pe lângă asta mai primit și un plus de 500 dacă depozitați, dacă, nu dacă depozitați, îmi cer scuze, dacă, dacă folosiți promo meu. Îmi cer scuze că mă vorbe de ora 5 dimineața când filmez, sunt foarte obosit, dar am zis că să stau să fac clipul ăsta bombă. Deci da, văd că aici la top battles doar eu sunt, ca idee. Deci hai să vedem, bă vreau să mă bag la ăsta, da? Uite la ticket 10, hai să vedem, că avem, 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 vreo 23 de tichete și vreau să vedem dacă putem să câștigăm Și apărăm la muie, bun uh, Bine, de fapt la muie că practic skin-uri gratis, dar acum hai să vedem cine câștigă Și apărăm a câștiga bot cragzul, mă rog Da, hai să mergem mai frumos Și să deschidem și noi aici niște cutiuțe Bă Hai să, hai să facem pace cu războiul Ostea. 100, 1185. Bun. Deal war, Hai să vedem. o. totul să acum astea. Bine, voi că vedeți clipul. De fapt nu, că nu. 100% nu o să, fie, nu o să fie gata până vedeți voi clipul. Ai acum și astea alegerile electorale. Deci, pui mei. Hai să vedem cum stă treaba. A, ah, ce tare. <laughs> Îți pune în euro și genățărată lângă și în dolari. Interesant, dar după cum vă vedea e cam, aceeași, e cam aceeași chestie care nu prea are sens pentru că Știți și voi că dolarul e mai mic decât, decât euro. Dar n-are nimica. Hai să vedem Mecha Industries. 527 de euro cu 443. Asimov, bun. bun. Mamă, 300 de euro. Bine, rău. Star Trek Field Tested. 800 de euro cu 200. Gen diferență. Sunt avantaj suntem. Deci, este un lucru foarte bun. Deal World 7 din 17 Bun Radiation Hazard Bă, doamne, coaie Mamă, ce scump e skin-ul ăla, coaie, 300 de euro Ok, hai să vedem Front Time Breach 1500 cu 1200, bă Deja ne-am făcut bani înapoi, asta e clar De fapt, nu ne-am făcut, acum ne-am făcut bani înapoi Dar, Uh, nu e prea mare diferență, e diferență de 500 de euro și dintr-un cuțit își poate reveni foarte ușor, uite, cu wave, vapor wave ăsta de 300 de euro. Păi, eu sunt foarte curios de o chestie, oare dacă punem în ronica, cred că putem pune și în ron oare ne convertește automat sau ne arată gen 1000 de lei, practic? Nici nu, știu, nici nu știu dacă avem, dacă avem opțiunea asta să, să punem curenții un ron, dar vedem acum. Bun, mă, că am preluat avantajul, dar nu suntem la prea mare distanță, suntem la 30 de euro, 40 de euro. Oni tage, acum, n-au avantajul, da? Easy pentru ei. <laughs> Încă trei cutii, a vreo... Nu știu... trei stați un pic, că nu știam, nu știam cum să fac calculul. Am provat avantajul bun, dar iară suntem la o distanță foarte mică și totul depinde de ultima cutiuță, așa că hai să vedem, o băieți, e o futuz morții, măti. Uite, cu aia, cu nu la ultima cutie. A fost o lin? Doamne, că prostus. Bun, hai să vedem dacă avem currency ron. Nu mă, n-avem, dar avem în schimb PLN, EUR, UAH, BRL, ARS, GBP și CZX. Bă, nu-i prea bine, nu-i prea bine, sincer să fiu, și nu mai avem ce să mai facem, pentru că că am dus balanța. Dacă vedem ce putem la de aici, l-am scris de 13 euro, bunicel, bunicel, având în vedere că îi gratis numai din cauza că n am jucat. Uh, 35 de mii, hai să deschidem aici rapid, 35 am de mii, buf. Cam azi e 2,50 euro, e bine. 11.000. Mai aveți ceva de 11.000. A, uite, 9.900. Bam. O, și mai avem 50 de euro. Hai să vedem cum stă treaba. Mai dăm rapid frumos la case battle. Un battle rapid de 50 de euro. Și de aici ne, ne, ne vine comeback-ul. 5.590. Avem. Of. Da, mă, 50. 4 player, modul underdog. Dacă știți bine și în celelalte clipuri, cred că am tot la fel, am făcut tot pe modul Andorului de de multe ultimele battle -uri. Deci hai să vedem dacă avem tichete proste și luăm ceva, luăm, am luat cel mai bun. Asta am tii Da, bă, cam asta ar fi clipul, sper, că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, v-a jucat să nu ezitați să folosiți promul cu like, să cu 2D pentru un plus de celor de depozit. Vă aștept și pe voi și mai aștept și pe mine și așa mai putem face clipuri de genul, după cum v-am spus, aveți și un giveaway unde vă puteți înscrie. Și da, cu a fost Axel, băi, ne revedem data viitoare. Bye, bye, bye. pa!